tuturor și bună să vă fie inima. Numele meu este Adrian Cranta și vom discuta despre un subiect interesant, anume fă-raid în ceea ce ai. Și am discutat în prima parte despre o multitudine de aspecte vis-a-vis de relația dintre oamenii în vârstă și oamenii tineri. Am discutat despre faptul că oamenii tineri au o puritate cu care vin, pe care ar trebui să-și o păstreze toată viața lor. Ar trebui să-și cultive un sistem de valori și să nu uite că, de fapt, înțelepciunea este un copac pe care îl plantezi la tinerețe, îl crești la maturitate, iar roadele le culegi de-abia când ajungi să trăiești de jumătatea vieții, uneori mai devreme, alteori mai târziu, dar dacă faci acest lucru, în mod cert vei culege. Și am vorbit despre faptul că nimic nu te distruge precum obiceiurile proprii și de aceea trebuie să ai grijă ca aceste obiceiuri să fie niște obiceiuri bune, niște obiceiuri propice vieții. Am spus că e bine să te analizezi pasiunile și să vezi dacă aceste pasiuni te cresc, te transformă, te renasc, te hrănesc. Dacă aceste pasiuni nu pot face lucrurile acestea, atunci înseamnă că sunt acele obiceiuri care pot să te distrugă la un nivel la care nimic nu te poate distruge. Spuneam că, în primul rând, trebuie să ai grijă de tine. Pentru a îți ierarhiza clar valorile la care te raportezi. Și apoi să te înconjori de oameni care au valori comune cu tine. Adică cine se aseamănă, se adună. Este important să poți trece de la a avea la a fi și este și mai important de a trece de la a fi la a transforma tot ce e în jurul tău în ceva mai bun, ceva mai potrivit, mai propice vieții. Care este cheia succesului de lungă durată în zilele de astăzi? Flexibilitatea este o capacitate înaltă. Oamenii au devenit conștienți de creativitate, dar creativitatea se bazează pe mai mulți stâlpi între care și flexibilitatea și responsabilizarea. Și de aceea spun că cheia este flexibilitatea și responsabilizarea ta și a celor apropiați. Adică aș construi un plan, dar în același timp a beneficia de flexibilitate pentru a construi mai multe planuri care să vină să te ajute în a duce obiectivul până la capăt. Un alt aspect e legat de respect. Respectul înseamnă a te compara mereu pe tine cu tine și nu a te compara pe tine cu ceilalți. Pentru că, așa cum spune Lao Tzu, un om care învinge pe ceilalți este puternic, dar un om care se învinge pe el însuși este cu adevărat puternic. Deci, trebuie să cultivăm respectul și nici de cum competiția. Dacă nu vor fi responsabilități în viața ta, automat nu vei putea să te construiești ca un om de succes, ca un om care a trecut prin transformare, ca un om care s-a născut a doua oară, ca un om care poate să aibă o relație de comunicare cu toate categoriile de vârstă. Un om care nu are responsabilități, își va lăsa copiii la bunici,
și dacă bunicii nu sunt pregătiți. Pentru că ei nu au știut să se crească nici pe ei, dar aminte să crească pe copiilor, cu atât mai mult să crească pe nepoților, atunci avem de-a face cu o situație tristă. Așa că este important să înțelegem nivelul în care suntem, nivelul la care suntem și este important să înțelegem cum putem să ne ajutăm. Noi privim doar dintr-un singur sens, anume că bunicii ar trebui să se ajute copiii sau ar trebui să se ajute nepoții și tot timpul este un fel de împingere dinspre trecut spre viitor. Însă, părerea mea este că ar trebui să existe o întrajutorare din ambele sensuri. Așa că uneori e nevoie să îți ajuți bunicii în autodezvoltarea lor, în educația lor, ca să poți să ai copii de succes, pentru ca bunicii să nu se plângă de ce le-ai lăsat pe cap nepoții. Dacă ei înțeleg că toată acea chintesență a vieții, toată acea înțelegere a vieții pe care au adunat-o, au cui să o dea mai departe, ei vor fi fericiți. Deci, fără a te asuma responsabilitatea vieții, vei avea multe situații în care vei acumula foarte multe frustrări, foarte mult venin din partea altora. Și cu veninul acesta pe care îl vei revărsa peste copiii tăi, îți împingi practic copiii către o viață chinuită, o viață plină de frustrări, de nemulțumire, de neadevăr. Așa că este esențial să înțelegem că un alt element important este comunicarea. Este o bună conectare cu realitatea pe care o poți menține prin această comunicare. O altă întrebare. Ce ar trebui să știe tinerii? În primul rând, tinerii ar trebui să știe că ei sunt viitorul. Ei sunt tărâmul tuturor posibilităților. Ceea ce ei fac ieri se vede astăzi. Se multiplică mâine și se instaurează pe mine. Ei ar trebui să înțeleagă că dacă stai să asculți al unui gură, treabă bună n-ai să faci, căci al unui gură doar pământul o astupă. Așa că este important să-ți vezi de planul tău și să te gândești cum să poți să-l duci până la capăt. În viață, în general, tinerii ar trebui să evite să-i mulțumească pe toți, pentru că ai mulțumit pe toți înseamnă a te nemulțumi amarnic pe tine. Nu are sens să alergi după tot felul de mode și tot felul de schimbări. Nu are sens să alergi să îi faci pe toți să fie prietenii tăi. Alegeți oameni care au valori comune cu tine, care au aceleași crezuri, aceleași preocupări. Lucrul acesta te va crește, te va întări. Îți va da o garanție a înțelepciunii când vei trece de jumătatea vieții. Fă-i datoria față de lume și față de Dumnezeu și vezi de drumul tău, continuă să mergi pe el, indiferent câți oameni vin și spun că nu e bun sau că nu e așa și altfel. Marile invenții au apărut nu din a merge pe drumurile comune ale vieții, ci din a merge pe drumurile neexplorate ale vieții. Tinerii m-au un mare talent, faptul că ei descoperă lucruri noi, pentru că nu și-au întipărit în minte ceea ce cred cei mai în vârstă, că acele lucruri
nu pot fi descoperite sau că nu există. Și asta este o mare calitate. Dacă dai de un om valoros, du-te și învață de la el. Prețuiește-l. Acestea sunt rari. Și dacă șansa, viața, ce urăsc, merită să fructifici acest urăsc. Nu uita în ceea ce faci, în colectivul în care există, dacă te uiți în sus sau în jos, la superior sau la subaltern, ar trebui să te gândești doar atât. Că dacă un om care studiază, se specializează într-un anume domeniu, poate fi implicat să conducă acel domeniu, atunci acel om poate să aducă valoare. Să nu confundăm genul acesta de oameni cu noțiunea care se cunoaște astăzi despre tehnocrați. O altă întrebare interesantă. Mulți cred că e la fel peste tot. Așa cum e aici, este și în alt oraș, este și în altă țară, este și într-un alt continent. Nu poți călca de două ori în aceeași apă și lucrurile nu sunt la fel. Întotdeauna vor exista diferențe și nuanțe. Dacă merg în altă parte a lumii, oamenii vor ajunge să vadă o diferență enormă între brutalitate și rafinament. Vor vedea popoare care excelează în educație, rafinament, bun gust, bun simț, excelează în ceea ce noi numim normalitate și naturalețe. Așa că nu te compara cu alții. Ai grijă să nu dai deznădejde. Și ca să nu dai deznădejde, e bine să înțelegi de acum ce va fi poimâine. Nu mâine, ci poimâine. Adică nu te pregăti să te aliniezi la nivelul societății actuale. Pregătește-te pentru societatea de mâine și mai bine pentru cea de poimâine. Ce semeni la tinerețe, culegi la bătrânețe. Viața este ca un pom. La unii, roadele sunt bogate, la alții mai puțin bogate și la alții, pur și simplu, copacul este șterp. Toate acestea ne arată cât de mult s-a responsabilizat omul respectiv, cât de mult și-a asumat în tot ceea ce se întâmpla cu el și cu viața lui. Preocupările bune din copilărie trebuie continuate în adolescență și cultivate la maturitate și, cel mai important, în Asia am auzit mereu această vorbă, și anume că omul se coace abia după 50 de ani, dar nu toți. Așa că, când noi ajungem la maturitate, ar trebui ca lucrurile acestea bune, preocupările bune, tot ceea ce noi am primit de la viață bun, să dăm mai departe. A aștepta bătrâneța că va veni atunci înțelepciunea, este doar o amăgire. Mulți oameni îmi spun speranță, speranță, dar nu uitați, credința este mult mai sus decât speranța. Când a dispărut credința, a apărut speranța. Speranța, pentru foarte mulți, nu este decât o dezamăgire amânată. Așa că este important să facem drumul invers. Să trecem de la dezamăgire la speranță și de la speranță la credință. Ce este, în fapt, înțelepciunea? Înțelepciunea este
fructul unui stil de viață echilibrat. Înțelepciunea este acel fruct care apare din cele trei cultivări. Cultivarea trupului, cultivarea sufletului și cultivarea spiritului. Înțelepciunea este un rezultat al unor alegeri și sacrificii făcute la timpul lor în viață. Înțelepciunea este un rezultat al căutării de a răspunde la cele trei mari întrebări ale vieții. Cine suntem, de unde venim și unde ne ducem? A merge pe drumul vieții cu putere și cu un orizont clar aliniat cu lumina duce la satisfacții pentru toată lumea. Când un om reușește, ar trebui să fie o reușită pentru toți. Și dacă oamenii o iau ca atare, ei vor putea la rândul lor să facă o reușită din viața lor. A înțelege cele trei afirmații din vechea Biblie e un mod de a dezvolta înțelepciunea. Dă-i cezarului ce al cezarului, dă-i lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu și dă-i omului ce al omului. Chiar dacă acum noi nu mai avem decât două din cele trei afirmații, ar trebui să ne gândim că natura este mai presus de orice. Este bine să înțelegem că vorba bună vine din a găsi acea treime de aur, acele necesități, nevoi comune a două, trei, patru sau cinci generații de existență. Lucrul acesta înseamnă a crea un nivel de înțelegere și comunicare cu oameni. Înseamnă a ți asigura un transfer de informație din trecut spre viitor și din viitor spre trecut. Ce ar trebui să cultive un tânăr ca să dea naștere la înțelepciune? În primul rând, responsabilitate. Recunoștință, ordine, disciplină, un sistem de valori bun, adică un sistem de referință, un sistem de priorități, o relație bună cu Dumnezeu în acțiunile esențiale ale vieții. Nu toți oamenii sunt la fel, nici tinerii, nici cei în vârstă. Fiecare pădure și are uscăturile ei. Nu tot ce zboară se mănâncă. Nu tot ceea ce este tânăr este pur și curat. Nu tot ceea ce este în vârstă este înțelept și bun la suflet. Important să învățăm să deosebim oamenii, observându-le trecutul și obiceiurile ce le acoperă cea mai mare parte din timpul vieților. Uneori, în dorința de a răni, unii oameni în vârstă spun că când eram eu la vârsta ta, zburam, eram și meu. Tu ce faci? Te tărești. Nu lua o travă de la cei care se manifestă în acest gen. Spune doar atât. Mulțumesc, dar nu servesc. Este important să o luăm ușor, să ne găsim ritmul și să creștem odată cu rezultatele. Nu uitați, noi ne-am născut în cea mai potrivită situație pentru noi. Oricum ar fi ea, este cea mai potrivită pentru a reuși. Să nu uităm ceea ce mi s-a spus când eram mici. Cum vă purtați cu părinții voștri, așa se vor purta copiii voștri cu voi. Și rugați-vă ca
Dumnezeu să vă ajute să vă vedeți nepoții mari cu copii la rândul lor. Abia atunci va apare acea împlinire omenească. Deci, în concluzie, ca o recapitulare, oameni tineri au energia și atâta timp cât au puritatea și curățenia, ei vor fi gata să primească ceea ce oamenii în vârstă au, experiență, know-how și cunoaștere. Nu toți oamenii tineri sunt puri și curați, nu toți oamenii în vârstă sunt buni și înțelepți. Fiecare pădure și are uscăturile. Unicitatea stă întotdeauna în diversitate. Așa că este important să înțelegem că trebuie să trecem de la a avea la a fi și de la a fi la a deveni niște oameni care putem să transformăm. Putem să ajutăm ca oamenii să se transforme, lumea să devină mai bună, mai echilibrată, mai conectată cu realitatea și cu natura. Pentru astăzi este suficient. Ne vom revedea într-un nou episod cu o nouă temă, cel puțin la fel de interesantă. Numai bine și tot ce vă doriți.